Bună seara, simați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră cu o nouă ediție și bineînțeles cu un invitat deosebit și în seara aceasta, un prieten al nostru, un contributor de onoare, să spunem, al emisiunii noastre. Așa că îi spunem bun revenit domnului Costel Gancă, un, să spunem, prieten de nădejde și, de asemenea, oricând gata să slujească pe Dumnezeu prin media. Costel, bine revenit! Mulțumesc mult, Cătălin, bine te-am regăsit. Ca de fiecare dată este o bucurie să ne revedem și să discutăm lucrurile pe care Dumnezeu ne le pune pe inimă. Înainte de a continua, stimați prieteni, aș vrea să spun câteva lucruri despre domnul Costel Gancă. Pentru cei care nu îl cunoaște deja, vreau să menționez faptul că este doctor în teologie și filozofie. De asemenea, bineînțeles, dușitor în Biserica Creștină Baptista Donai din București, păstor al acestei biserici și de asemenea cadru didactic la Institutul Teologic Baptist din București și la școala biblică la Grația din Italia. Costel este un om care slujește și de asemenea care a publicat mai multe cărți. În seara aceasta Costel ne reîntoarcem la una din subiectele la, la unul din subiectele noastre cu care am tratat, să spunem așa, temele acestea ale, ale emisiunii noastre și ne întoarcem la cartea pe care cu ceva vreme în urmă ai scos-o. Vreau să vă afișez această carte. Este vorba despre comentarii biblice aplicative Cartea Daniel. O carte deosebită pe care noi am prezentat-o aici, am lansat-o și de asemenea cu uh, invitatul nostru am luat așa câteva dintre subiectele cele mai importante și în seara aceasta vreau să continuăm aș spune cu o temă pe care o găsim în Cartea Daniel, da, în Sfânta Scriptură și de asemenea tratată foarte, foarte frumos și pe înțelesul tuturor și de către autorul și anume despre Pete Costel. Asta vom vorbi despre creștinul în încercare sau de credința creștinului în încercare plecând de la un capitol pe care tu l-ai dedicat și anume despre uh, întâmplarea lui Daniel, acelui ce a fost uh, Daniel, atunci când ajunge într-o mare, mare sântosară și datorită uh, credinței lui ajunge să fie înaruncat în groapa cu lei. Pentru cei ce nu aveți cartea, o puteți achiziționa, uh, puteți lua legătura uh, cu autorul, de asemenea, dacă dați un search pe Google, cu siguranță o veți găsi în mai multe librării creștine, vă recomand cu mare plăcere, Simați prieteni, și de asemenea, Vreau să spun că în pregătire mai sunt câteva cărți pe care autorul le va lansa la momentul potrivit și de asemenea noi vom avea șansa să spunem să vorbim despre ele. Costel, ai menționat în cartea ta, chiar în capitolul 6, un capitol, și anume capitolul 6 din, din cartea ta, de vorbim despre credința versus groapa cu lei. De ce te-ai oprit la această întâmplare foarte importantă? De ce crezi tu că Merita ca această întâmplare să fie. să-i se dedice un capitol în cartea aceasta. Am alocat acest capitol dincolo de faptul că întâmplarea descrisă în cartea profetului Daniel este foarte cunoscută, până și copilașii învață despre ea la școala duminicală. Dincolo de asta spun, există un adevăr care trebuie subliniat de la bun început, și anume că adevărata credință Întotdeauna se testează. Este foarte ușor să afirmi că ai credință, este foarte ușor să te identifici cu o comunitate de credință să ai anumite ritualuri, anumite obiceiuri, anumite uh, practici uh, care țin de uh, un anumit cult sau o anumită confesiune religioasă. Uh, și uh, cum spuneam, când lucrurile merg foarte bine, este foarte ușor să faci uh, pe toate acestea. Ce face însă atunci când vine încercarea? Încercarea este un fel de detestare a credinței. La fel cum materialele sunt testate în foc, li se testează duritatea lor. Tot astfel Dumnezeu îngăduie pe acest pământ în viața și aș îndrăzni să spun a fiecărui credincios adevărat. Deci trebuie să înțelegem de la bun început că întâmplarea lui Daniel este, să zic așa, un model, este paradigmatică pentru noi toți fiecare avem gropile noastre cu lei. Neplăcute, evident. Dar Dumnezeu le îngăduie și narațiunea aceasta din cartea Daniel merită să fie abordată și de asta am alocat spațiu în carte și m-am aplicat asupra acestui subiect. Pentru că am vrut să subliniez această dinamică dintre realitatea credinței, perseverența în credință, pe de o parte, dar pe de altă parte testarea credinței și foarte interesant, testarea credinței, de fapt, vom vedea că atunci când ea este reală, credința, testarea duce la o întărire a credinței, nu la pierderea ei. O să ajungem imediat și la și la, uh, și la capitolul acesta, la uh, exact ceea ce, înseamnă cert, uh, ceea ce înseamnă încercare. Pentru că suntem în niște vremuri în care uh, încercarea de obicei uh, a început să fie mai, în ultima vreme foarte mult confundată cu tot felul de alte probleme ale noastre. Și spune ne încearcă Domnul, de fapt eu îmi creez nu vreau să intru în detalii, dar o să ajungem acolo. Vreau să te întreb ceva pe care uh, o am de. Uh, de ce, uh, uh, o, o idee pe care am observat-o citind cartea și uitându-mă la început și la sfârșit. Uh, dacă te uiți în capitolul 1, încep cu ajutor Divin pentru credincioși și aflați în exil, dar sunt câteva lucruri care se întâmplă, dar în, spre sfârșitul cărții, de fapt, practic a urmat structura cărții Daniel, să termină cu planul izbăvirii, viziunea unui mare război, credincioșii rămân, rămân în credință și apoi cu mari certitudine. Practic, îmi place modul cum se încheie. Practic, încep cu o problemă, cu prezentarea unei situații de criză, primul capitol, și, dar de fapt, până la urmă, avem că, vedem că la tine în carte totul se termină cu o certitudine, cu o izbăvire, cu Câștigul unei lupte finale? Exact, după cum ai observat, foarte bine se termine așa, pentru că nu este invenția mea. Mi-ar fi plăcut să spun că eu am văzut lucrurile așa, dar aceasta este revelația scripturii. În comentariul aplicativ, așa pe înțelesul tuturor, pe care eu am încercat să-l scriu. Am urmărit structura Bibliei, atât structura, să spun, narrativă, cât și modul în care este așezată această progresie a Revelației, și lucrurile merg destul de, de previzibil, să spun, de la problema intriga acțiunii și desfășurarea ei până spre punctul culminant din capitolul 12, unde într-adevăr credincioșii se bucură de câteva mari certitudini și de biruința de care Dumnezeu le face parte. Dar așa cum, cum, ai observat, structura cărții mele este, se suprapune cu structura cărții profetice pe care o găsim în scriptura cărții Daniel, și este un adevăr practic. Al întregii scripturi și până la urmă și scriptura exact, începe. Exact. Asta în foarte este mult. Este un fel de microcosmos Ținț care ne, ne, descrie ceea ce Dumnezeu este, lucrează în toată istoria, dar și în viețile noastre. El poate să ia situații grele, exiluri, robii, probleme și poate să lucreze în așa fel încât să dea o coerență, un sens și să dea un viitor și o nădejde pentru toți cei ce își pun încrederea în Dumnezeu. Asta este specialitatea lui Dumnezeu pe care o vedem în Cartea Daniel, și în viețile noastre, atunci când trecem prin încercări, prin necazuri, Dumnezeu poate să ia cioburile vieții, vieților noastre, poate să ia problemele și slăbiciunile noastre, cum uh, spunea și Pavel: Când sunt slab, atunci sunt tare și uh, să lucreze planul Său în fiecare dintre noi. Hey, hai să ne uităm! Mi-a plăcut foarte mult Deci, ceea ce am crezut, mi s-a confirmat că uh, și îmi place cum ai, ai structurat-o, pentru că, de fapt, asta e este uh, finalul vieții acesteia pe Pământul Dumnezeu. Suntem cu toții în exil, dar până la urmă avem parte de un, de o, de un câștig victorios, să spun așa, de o biruință împreună cu Domnul Hristos. Uh, dacă vorbim despre credință uh, în încercare, credință în groapa cu să definim puțin ce înseamnă groapa cu lei. Și, uh, Costel, cred că este bine să ne uităm puțin și la contextul în care trăim astăzi, în secolul 21, pentru că Uh, inclusiv în Noul Testament, Pavel, care avertiza la un moment dat că uh, spune clar, și Domnul Hristos a spus că în lume veți avea necazuri. Dar uh, nu, nu ni s-a promis nicăieri în Sfânta Scriptură că după ce vom deveni copiii lui Dumnezeu, vom uh, avea parte numai de binecuvântări, fără, fără nimic, fără nicio problemă. Dar, uh, vreau vrea să definim ceea ce, ce, ce spune, de fapt, Sfânta Scriptură despre încercarea în credință. Ce înseamnă o încercare? Uh, și să explicăm puțin pentru că văd o confuzie și cred că te-ai întâlnit și tu uh, oameni credincioși care confundă încercarea reală care vine cu știrea cu permisiunea lui Dumnezeu cu tot felul de alte situații, probleme pe care câteodată ne creăm singuri datorită păcătoșenii noastre datorită încăpățânării noastre da? Noi călcăm regule și așteptăm să nu ne amendeze nimeni și dacă ne amendăm spune că ne-a încercat Domnul nu așa știu. este. Așa te rog frumos, să, așa, din da. punct de vedere biblic, să vedem ce spune Scriptura despre începe, ce în încercare. Da, acum este important să înțelegem că Daniel s-a confruntat în sensul propriu cu o groapă cu lei, iar eu am folosit în carte acest lucru ca pe metaforă, am extrapolat-o la nivelul unei metafore ca să fac trimitere la gropile noastre cu lei, la încercările prin care noi trecem și cum foarte bine ai subliniat, Există tot felul de situații grele prin care trecem, care nu sunt încercări trimise de Dumnezeu care să ne testeze credința, ci sunt pur și simplu consecințe ale faptelor noastre. De exemplu, dacă un student nu învață și merge la examen și pică examen, nu poate să spună că a fost o încercare din partea nu domnului. Nu a ajutat domnul. Exact. Deci, dacă noi nu ne-am făcut partea sau dacă depășești pe linia continuă sau treci pe roșu și ți ia polițistul permisul, nu poți să spui că este o încercare de la domnul. Deci, sunt tot felul de acțiuni pe care noi, în calitate de agenți morali, care avem liber arbitru, le facem și atunci suportăm consecințele acțiunilor noastre. Pe de altă parte însă, trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu este un spectator care doar câteodată intervine în lume, apoi iară se retrage, iară intervine, iară se retrage, deci într-un fel de joc de genul acesta, ci Dumnezeu este implicat în lume tot timpul. Și El folosește toate întâmplările din viața noastră, dacă suntem copiii Lui, pentru a ne conforma chipului Fiului Său și pentru a ne întări credința noastră. Și atunci încercarea Credinței noastre, așa după cum mi spune și numele, încercarea credinței, sunt acele întâmplări, acele situații, împrejurări din viața noastră care uh, au de-a face cu credința, cu uh, fie, pe de-o parte, cu convingerile pe care noi le avem, deci ce credem, etosul, nucleul convingerilor noastre, concepțiilor noastre despre lume și viață, fie au de-a face cu practica. Credinței noastre, adică modul, momentul în care ceea ce credem vrem să și trăim să implementăm. Deci, pe scurt, în momentul în care eu cred ceva vis-a-vis uh, -vis de uh, ceea ce Dumnezeu mi-a revelat în Scriptură, sau încerc să trăiesc pe baza a ceea ce cred, și asta atrage după sine suferință, probleme, încercări, acelea sunt încercările ale Credinței. Deci, când cineva uh, mă prigonește pentru sau mă persecută pentru ceea ce cred, pentru faptul că vreau să merg la biserică, pentru faptul că vreau să îmi cresc copiii în ascultare de Dumnezeu, vreau să am o mărturie creștină în societate, vreau să fiu fidel în familia mea, vreau să am o etică corectă la locul de muncă și așa mai departe. Deci când pentru aceste lucruri am de suferit, acelea sunt încercări ale credinței. Când uh, sufăr pentru că eu Mă apuc, poate, în ignoranța mea, în firea mea pământească, în păcătoșenia mea și fac tot felul de lucruri. Acelea nu sunt încercări ale credinței, pot fi disciplinări uneori pe care Dumnezeu să le facă, dar nu încercarea credinței. Bun. Când vorbim despre credință, despre vremuri mai bune, vremuri mai, mai puțin bune, când credința se manifestă. Și dacă noi, uităm doar la ce se întâmplă astăzi în jurul nostru, trăim, să spunem, o... O, o, situație interesantă astăzi în lume. Peste tot este aceeași, să spunem, criză pandemică. Oamenii, de obicei, când sunt la necaz, încearcă să-și pună sub semnul întrebării propria credință și unii reușesc să se apropie mai mult de Dumnezeu atunci când, într-adevăr, trec prin o încercare și o să vedem care e, de fapt, efectul încercării. Dar vreau să, puțin, să ne uităm puțin la vremuri și la, și la situații de tot felul. Uh, dacă ne uităm la care Daniel vedem că pe tot parcursul cărții sunt vremuri mai bune și vremuri mai puțin bune. Uh, Daniela face un, face un lucru extraordinar. Uh, are un moment de criză la început, da, dar după aceea este unul din mari oameni, oameni de încredere și totuși uh, se întâmplă ceva. Și vreau să spun dacă până la anul, tu ce crezi sau ce spune Biblia până la urmă Credința depinde de context, condiție foarte mult. Sau credincios ar trebui să se adapteze contextului atunci când ar trebui să creadă mai puțin. Cum e biblic din punct de vedere al credinței? Pentru că uneori o ducem mai bine, o duce mai rău. Uneori avem ce mânca, uneori nu avem. Uneori avem situații în care suntem bolnavi, uneori suntem tari și mari. Suntem stăpâni, zicem noi, pe situații. Care trebuie să fie atitudinea corectă a creștinului? Ceea ce vedem la Daniel și de fapt la orice creștin adevărat este o constanță în credință. Sigur, nu înseamnă că, că nu sunt uh, și momente grele, de, de uneori de teamă, de rugăciune mai intensă, de... dar, per total, există această constanță. Credința creștină nu depinde de vremuri. Uh, cel credincios rămâne credincios. După cum spune autorul epistolei către evrei, noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi. Uh, ba chiar în capitolul 11, acolo unde prezintă o serie întreagă de oameni exact. credincioși printre care și, și Daniel, Daniel. Uh, arată că unii au fost în stare să meargă în gropile cu lei, unii așa și așa mai departe și exact exact asta subliniază autorul acolo. Deci asta este perspectiva biblică, că cei credincioși rămân, îi rămân fideli lui Dumnezeu și în vremuri în care totul este bine, cum Daniel a fost prețuit, a fost după ce a tălmăcit uh, visul lui Nebucadnețar a fost înălțat în dregătorii sa și așa mai departe. Deci când lucrurile merg bine, a rămas fidel lui Dumnezeu, se ruga și a păstrat identitatea, a rămas credincios. Dar în momentul în care ajunge pe vremea lui Darius, când el înalță 120 de dregători în Imperiu și îl pune pe Daniel printre cei trei care uh, supravegheau, să spun, de ce, de o demnitate, cu o demnitate foarte înaltă și, evident, ceilalți erau invidioși și atunci ei caută să Găsească o schemă prin care să, să scape de el, practic, și au văzut că atât de integru era omul acesta, încât singurul mod în care îl puteau prinde era căutând ceva în credința lui. De ce au căutat acolo? Care a fost logica lor? Au știut că e constant. Deci este foarte interesant. Ei, ei au știut. Că el se roagă lui Dumnezeu cu perseverență, și au anticipat că, și dacă uh, va da împăratul o poruncă prin care să-i se să interzică să se roage, el o va face. Deci, ei au anticipat lucrul acesta. Câteodată cel rău da. este, cum să spun, este mai uh, mai abil în a ne, uh, anticipa anumite acțiuni ale noastre. De exemplu, apropo de statornicie, Chiar dacă s-a dat legea, erau sigur că el va urma legea da. și ai zis foarte Cafe că nu se chinuiau să facă... Și mai mult, când ne-au creat acel flagrant, hai să spunem da. așa, da. că păi, la da, -a, a, a fost un flagrant, da. deci n-au avut nicio îndoială că îl va găsi da. la rugăciune. Da. Ce mărturie! Nu? Dacă stăm să ne gândim din punctul de vedere de. al mărturiei lui, lui, Daniel, ce mărturie a fost? O statornicie aceasta dusă... Da. la maxim, deci da. o, o seriozitate față de o disciplină care se rugăciunea. Și aici intrăm într-un chiar dacă a fost, spre paguba lui inițial, adică faptul că avea să fie aruncat în groapa cu lei, ei au știut, deci atât de credincios a fost el, încât acești vrăjmași au știut cum se va purta, a avut un comportament previzibil. Și asta vreau să spun, un adevărat credincios și astăzi, în vremea asta a pandemiei și probleme la locul de muncă, probleme în familie, probleme de sănătate, și așa mai departe, deci în acest context și trebuie să aibă un comportament previzibil. Nu trebuie să stai uh, strângând uh, din inimă, așa, cu frică, să te întrebi. Dar oare ce să se întâmple cu fratele cu tare? Ce se întâmplă cu sora? Ce se întâmplă? O să mai vină la biserică? Nu o să mai vină? O să mai rămână credincios? Nu? Se va supăra pe Dumnezeu? Se lasă de credință? Devine ateu? Nu devine ateu? Deci nu intri în logica asta. Dacă cineva este cu adevărat credincios, tu care stai, să zicem, pe tușă și te uiți la el, astăzi mă refer, trebuie să spui, domnule, eu știu că ce se va întâmpla, indiferent ce se va întâmpla, omul ăsta, o să continue să creadă în Dumnezeu, o să continue să se roage, o să continue să iubească pe Dumnezeu. Deci, trebuie să avem uh, acest, o, această predictibilitate. O mărturie a, extraordinară. a trăirii creștine. Deci, tot ce s-a întâmplat în viața lui Daniel uh, înainte de această întâmplare uh, i-a făcut pe, pe oponenții lui, pe dușmanii lui, până la urmă, de moarte, să, să creadă și mai mult că Daniel este foarte serios Dumnezeu lui Daniel este Dumnezeu pe care Daniel îl iubește, îl prețuiește și va face orice ca să se închine, chiar dacă va fi oarecum restricționat de o anumită lege. Ca să fim un pic, sigur că da, și ca să fim aplicativi, haideți să nu ne uităm foarte departe în istorie. Sigur, noi ne uităm la Daniel și plecăm de aici, dar haideți să ne uităm în trecutul recent, în perioada comunistă prin care am trecut, să ne amintim că aceeași tehnică au aplicat-o unii dintre torționarii comuniști, au știut că au fost lideri, formatori de opinie, fraza ei noștri, indiferent de cultul din care au făcut parte, că au fost baptiști, penticostali, evanghelici în general, sau chiar din cultul ortodox sau catolic, deci au știut că oamenii cu adevărat integri nu vor putea fi prinși decât atacându-i acolo în lucrurile care țin de credința lor. De aceea au făcut pușcărie și au fost chinuiți frazei noștri care au ajuns exact în situația lui Daniel. Și iată că s-a aplicat în, în, secolul 20 exact aceeași tehnică. Li s-au interzis să predice, să aibă Biblii să știu eu, distribuie literatură creștină și, să, în general, să promoveze credința creștină. Și au știut că dacă li se va interzice asta și ei vor persevera, așa o să reușească să-i aresteze și o să scape de acești spini, de acești factori de formatori de opinie incomozi pe care autoritățile comuniste de care autoritățile comuniste doreau să scape. Bun. Foarte frumos. rămâne... Uh, întâmplarea aceasta, apoi punctul culminant, când îl prind, îl uh, prezintă uh, uh, regele împăratului și e momentul acela în care uh, împăratul dă seama că nu are ce să facă. Pur și simplu, legea pe care uh, o aveau în, în funcțiune la vremea respectivă nu i permitea să-l salveze, deși el cu toate inima să-l salveze. Da, a căzut și el în capcană la rândul lui. Exact. Și el foarte statornic, că putea până la urmă, na, fiind, ar fi putut să facă un abuz de putere, dar și el rămâne statornic la legea. Deci, practic, uite un lider care și el respecte legea națiunii, o legea pe care tocmai l o aprobase mai înainte. Dar tot vreau să spun următorul lucru. Hai să vorbim puțin despre atitudinea lui Daniel în momentul crizei. Pentru că atunci când e bine, zicem, voi lucrurile merg oarecum de la sine, știi? De ducem la servici, mâncăm, mergem cu familia, dormim, ne preocupăm de ale noastre. Să zicem că poate credința practică e, e mai ușor de, de pus în, în, în viața noastră pentru că, na, lucrurile nu, nu ne amenință nimeni. Revine punctul acesta în care trebuie să iau o decizie, o ia, o vedem, dar se află față față cu pedepsa Finală, capitală. -o -o, capitală. E, Aici vreau să vedem ce ți-a atras atenția și ce crezi că e, a făcut ca, într-adevăr, Daniel să, să fie deosebit față de alții? Cred că Daniel, la fel ca, repet, eu mereu spun lucrul acesta pentru că, deși Daniel este un erou, fără îndoială, și un om, cum să spun, pe care l-apreciem extraordinar, îndrăznesc să spun că nu este mai mare decât noi, Acum, cei, cei credincioși. Acum, Costel, tu știi foarte bine și vreau să-i amintești spectatorilor. Noi acum, dacă ne uităm, exact la această întâmplare și că cartea Daniel, la tot ce a făcut Daniel și la alții din Vechiul Testament, acum nu încercăm să le facem, niște monumente, dar vreau să scoatem în anumite lucruri da, da, care ne ajută în viața, deci practic, nu ne uităm numai la textul din, din cartea Daniel, vreau să l aplicăm pentru că până la urmă noi trebuie să plecăm de aici cu ceva. Sigur. Vreau să vedem ce putem lua, ce anume a avut omul acesta, astfel încât asta să ne fie de folos. Tocmai asta asta încercam să fac, să fac legătura între Daniel și noi. Să spun faptul că el a fost un personaj extraordinar, dar Mântuitorul vorbește despre un un alt mare om, nu, care și el la rândul lui a fost martirizat, el chiar a ajuns să moară pentru credința lui și spune că cel mai mic când împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. De ce, de ce am făcut această observație? Pentru că am vrut să spun că ce a făcut Daniel putem să facem și noi și trebuie să facem și noi. Acum, eu nu vreau să-l bravez nici în dreptul meu, nici în dreptul altora, dar ce vreau să spun este că în momentul în care un creștin adevărat trece prin suferință, prin necaz, Dumnezeu îi dă o putere prin harul său, la fel cum i-a dat lui Daniel să rămână statornic. Și cum anume? Ce a făcut Daniel în momentul acela concret de la a ajutat pe el și ce putem face noi astăzi ca și noi să imităm, să zic, exemplul lui Daniel? Daniel și-a făcut calculul și și-a făcut calculul maximal. Deci, adevărata credință este credința care face calculul maxim. Și la ce mă refer? Daniel știa că Dumnezeu îl poate scăpa din groapa cu lei, dar știa la fel de bine că Dumnezeu poate să nu-l scape. Eu, eu, nu cred că în momentul în care a fost aruncat în groapa cu lei, Daniel avea convingerea că Dumnezeu îl va scăpa. Putea să nu-l scape. De el și-a făcut calcul și a spus așa, dacă mă va scăpa foarte bine, dacă nu mă va scăpa, mă duc la Domnul meu. Nici o problemă. La fel cum ceilalți prietenii lui, când au fost puși în cuptorul cu foc, a spus Dumnezeu ne poate scăpa, dar și dacă nu ne scapă, noi tot nu ne vom închina. Adică și la ei vedem acest calcul maxim al credinței. Și la ei, și la Daniel. Deci, nu poți să reziști în fața încercărilor, fie că sunt ele mai mici, o batvlocură, o nedreptate, o marginalizare, o discriminare, deci fie că vorbim de suferințe mai mici, fie că vorbim de suferința ultimă, care este moartea, martirajul, nu poți să faci față acestor încercări decât dacă faci un calcul al credinței. De aceea Mântuitorul spune, cineva vrea să-și scape viața, o va pierde, dar cine va pierde viața pentru mine și împărăția mea o va câștiga. Deci, în momentul în care ajungi să spui că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, și ce mi se poate întâmpla mai rău în lumea asta decât să mor, deci aia este uh, varianta maximă, dar ești dispus și pentru aceea, adică ți-o asumi și pe asta, deja uh, poți să trăiești fără să te mai temi de lucrurile din lumea aceasta. Cum spune uh, Pavel în Coloseni, că ceva voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci, un creștin adevărat, când se pocăiește, el trebuie să spună așa: Vreau să-l urmez pe Domnul până la capătul vieții mele. Asta spune la botez. Da? Dar, după ce spune asta, el trebuie să se gândească așa. Și, indiferent ce va veni pe pământ, eu vreau să rămân al Domnului. Și ce poate veni mai rău pe pământ? Moartea, martirajul. În cazul celor mai multor creștini nu se va întâmpla asta, decât foarte puțini sunt cei care trec prin martiraj. Dar, Trebuie să luăm în calcul și varianta asta. Nu poți să spui că prin puterea ta, că dacă stăm să ne gândim, tremură pantalonii pe noi la fiecare, exact. în momentul și cămașa pe noi, în momentul în care stai și te gândești cum ar fi să fii pus într-o situație de genul ăsta. Dar Dumnezeu ne promite că atunci, în momentul acela, vine cu o putere peste noi și ne dă har. Dacă m-ai întrebat pe mine acum, Aș spune, domnule, mi-ar fi frică ca oricărui om dacă ar fi într-o situație de genul acesta, dar știu și am credință că dacă aș trece prin așa ceva, Dumnezeu nu mă va lăsa și îmi va da o putere supranaturală care mă va face să fac ce au făcut atât tot și ragul de martiri care cântau când erau dați în, fiar, în fața fiarelor sărbatice, care erau răstigniți și batjocoriți și chinuiți în cele mai mai urâte uh, feluri. Uh, am urmăream recent uh, uh, un videoclip uh, de al lui Traian Dors. Uh, el a avut mai multe mărturii uh, în perioada închisorii și de câteva ori a fost aproape de moarte să fie executat. Uh, a avut pistolul pus în spate la, deci, uh, la, la ceafă și spunea el în momentul acela, asta e mărturia lui, am fost cuprins de o bucurie inexplicabilă. Nu mă mai gândeam nici la viața mea, nu mă mai gândeam nici la familie, nu mă mai gândeam la nimic altceva, ci gândul care uh, mă captivase cumva în momentul acela era că mă voi întâlni cu Domnul. Abia așteptam să-l întâlnesc pe Domnul meu. Și spune, -le, era o, o putere și El mă înainte Ne era frică. Și mi era frică când îi vedeam pe alții, dar când am ajuns acolo, puterea lui Dumnezeu a venit peste mine și m-a copleșit într-un mod extraordinar. Și da, asta se întâmplă cu toți martirii. Eu sunt convins că nici Ștefan, Martirul Ștefan, nimeni nu ar putea să reziste în fața morții decât printr-o putere supranaturală a lui Dumnezeu, de care Dumnezeu ne face parte cu o condiție, să ne fi făcut calculul. Deci noi trebuie să ne antrenăm și mereu și mereu, uite cum facem în emisiunea asta, să ne facem acest calcul, să vedem până unde suntem dispuși să mergem în credința noastră. Și mereu trebuie să ne întrebăm, ești dispus să mergi până la capăt? Și atunci ne cercetăm și vedem de multe ori, nu? Mulți creștini de astăzi, și îmi pare rău să spun asta, dar trebuie să abordăm lucrurile cinstit. Cinstit, că nu are rost să ne înșelăm, nici pe noi, nici pe alții. Mulți creștini de astăzi, și pun ghilimele când spun creștini, nu sunt dispuși să plătească prețuri minimale. Doar dacă pierd 10% din salariu, sunt în stare să-L lase pe Hristos sau dacă, știu eu, râde ei nu știu ce colegi la școală păi dacă prețul ăsta nu-l putem plăti ce, mai put ce să vorbim de gropile adevăratele gropi cu lei de asta spun, haideți să, să ne tăbăcim pielea și să ne învățăm și să învățăm că încercările mici, atenție, mici pe care Dumnezeu le îngăduie acum în viața noastră le face tocmai pentru a ne antrena, să rămânem în credință și să facem față marilor încercări, deci să nu fugim pentru fiecare situație neplăcută, că cineva te-a supărat, că nu ți s-a întâmplat un plan, că te-ai rugat Domnul și nu ți-a dat ce îți doreai, că uh, sunt, sunt mici jene, să spun, că atunci când îți intră în ochi un fir de praf, nu, nu ai rămas orb, nu ți-a scos nimeni ochiul, dar te jerează un pic, îți lăcrimează și strece. Sunt mici jene de genul acesta uh, în viața noastră și ne plângem de multe ori de ele, dar trebuie să devenim mai, mai bravi, mai bărbați. Suntem, trăim într-o societate mult prea siropoasă exact. Care se smiorcă la, la fiecare lucru cât de mic Că și-a rupt o unghie, că nu știu ce s-a întâmplat Trebuie să devenim mai bărbați să, să înțelegem că viața este dură Dar că Hristos este mai dur decât viața Și că El este alături de noi Și atunci să ne antrenăm cu aceste lucruri mici Ca să facem față marilor încercări Așa este... Uh sunt absolut de acord, așa înțeleg și eu din Sfânta Scriptură că trebuie să fie viața noastră. Și plecând de la ceea ce Daniel a trăit, realitatea aceasta dură, să spunem, a credinței, nu este doar o provocare a legiuitorilor din vremea respectivă, că și zilele noastre sunt oameni care la un moment dat merg la gestul acesta al provocării Fac ceva ca să fiu atacat, ca să fiu poate amendat sau poate ca să arăt că sunt de mult prigonit. Nu fac anumită chestie uh, ca să nu... Bun, vorbim de chestii minore. Uh, ca să -mi ne că cât de statornic sunt eu în credință și dacă aș face asta înseamnă că mă lepăd de, cre nu, uh, 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 mă lepăd de credința mea. Deci sunt niște chestii. Ne lucrăm cu niște lucruri la chiar micro și ne dăm loviți, uh, să spunem, în sinele nostru, în credința noastră. De fapt, spuneai tu, marile încercări uh, vor veni pentru unii dintre noi, dar Antrenamentul acesta de zi cu zi trebuie să fie o școală, practic, a, a, a vieții și, până la urmă, la asta se Atunci chem. când Dumnezeu le îngăduie, dar atenție, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus. Bine că ai adus în discuție această nuanță, e sindromul martirajului. Exact, pentru a, că. De... Da. Costel. Și tu, ca și mine, te uiți și citești și vezi uh, inclusiv știrile și mai mult uh, tot ce înseamnă social media. Sunt oameni care caută cu lumânarea. Da. Uh, Doar mi să fie amendați. Da, dar ei sunt falși martiri, sunt pseudomartiri. Deci cei care o caută cu lumânarea, de asta spun, uh, când Dumnezeu îngăduie încercările, îngăduie Dumnezeu și El ne testează, ne fortifică pentru marile încercări ale credinței. Dar când cineva provoacă, uh, se autoflagelează, să spun așa, și o caută cu lumânarea, acela este un pseudomartir pentru că el știe că suferințele sunt foarte mici și sunt tolerabile și mândria de care se bucură este mult mai mare expunerea și aplauzele celor din jur până la urmă despre gloria propriei persoane mult mai mare decât suferințele acelea vreau să spun ceva toți aceștia care au sindromul martirajului dacă ar ajunge cu adevărat la suferințe veritabile ar fugi ca Deci, cei care rămân cu adevărat în fața marilor suferințe sunt anonimi, Sunt cei care nu vor să aibă camera de filmat pe ei atunci când suferă pentru Domnul. Și aceia rămân credincioși chiar și atunci când trebuie să plătească un preț mare, inclusiv poate chiar cu viața. Aceștia care cheamă mai întâi camera de filmat și apoi merg pe stradă și îi provoacă, provoacă autoritățile exact. și pe polițiști, dacă ar veni cu adevărat o suferință mare peste ei. Cei mai mulți dintre ei ar fugi de nu s-ar vedea, pentru că atunci prețul ar fi mai mare decât gloria de care se bucură, gloria omenească. Deci, ce vreau să spun? Oricum, fie, toți, toți suferim pentru un preț. Dar dacă suferim pentru gloria cerească, atunci, moartea este mult mai mică decât gloria cerească. De aceea spune Pavel Socotes că suferințele din vreme de acum nu pot fi puse alături de gloria viitoare. Dar dacă suferim pentru gloria pământească, gloria pe care ne -o dăm noi unii altor, ne dăm seama că atunci doar foarte puțin ne permitem să suferim. Și dacă suferința crește în intensitate, spunem nu, mulțumesc, prefer să pierd gloria omenească decât să continui să suferi. Cam asta e problema cu sindromul martirajului. Așa este. Uh de acord cu tine și mă bucur că ai explicat și punctul acesta, pentru că vedem în jurul nostru și aspectul acesta. Costel, mai, mai vreau să mergem într-o anumită direcție, apropo de atitudinea lui Daniel. În momentul în care află de condamnare, se află în fața acuzatorilor, în fața împăratului, face un gest, sau de fapt nu-l face, mai bine zis, și anume, nu încearcă să-l convingă pe, pe împărat. Deci nu apelează nu încearcă să-l influențeze sau să facă o excepție, să putea să-l roage, până la urmă, na. Da. Tot, De obicei, noi oamenii, și aici vreau să ne uităm puțin în zilele noastre, în că când avem un necaz, o încercare, într-adevăr, o încercare reală, de multe ori încercăm noi prin propriile noastre forțe, să apelăm la X, la Y, să încercăm să rezolvăm și foarte mult noi ne agităm, intrăm în panică, încep să tremurăm, încep să, să, să ieșim din, din starea aceea de, de cam de liniște sufletească. Pur și simplu, intrăm într-o într stare de nervozitate, de nu mai suntem stabili și încercăm să ne apucăm de orice conexiune, de orice număr de telefon pe care îl avem în agenda, astfel încât să rezolvăm situația respectivă. Când, de fapt, vedem aici că Daniel așteaptă răspunsul nu de la. Împăratul ci de, de la Dumnezeu. Eu, și până la urmă? Eu, da. cred, vedem că problema nu o rezolvă împăratul, ci Dumnezeu o rezolvă. A, așa este, așa este. Pe de altă parte, însă, trebuie să înțelegem că această narațiune nu ne descrie toate detaliile. Exact. Sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm, nu știm ce a discutat Daniel cu împăratul. Este adevărat că împăratul nu ar fi putut să schimbe această sentință, pentru că vedem că demnitarii chiar au intervenit și l-au amenințat că nu poate să schimbe lucrurile. Ce încerc eu să spun este că sunt un pic ușor diferite nuanțele și ambele sunt corecte și ce ai spus tu mai devreme, dar eu aș vrea să spun un pic altceva, că nu trebuie, chiar dacă e suferință pentru credință, deci nu vorbesc de alte tipuri de suferință, dar chiar dacă este o suferință pentru credință, dacă putem să scăpăm de ea și să o diminuăm, nu este o problemă. Deci e chiar bine. Nu, nu trebuie să zicem că dacă asta este o suferință pentru credință și în urma discuțiilor, în urma unor lucruri care nu înseamnă păcat, putem să diminuăm sau să se oprească acea suferință, ar fi un lucru rău. Suferința nu e un lucru bun în sine. Dumnezeu poate să scoată un lucru bun din ea, dar nu e un lucru bun în sine. Ne uităm Mântuitorul însuși, care suferea pentru credința lui, a întrebat: De ce mă bați? Da. Cu, ce, cu ce am greșit? Pavel, la fel, a făcut apel la, la drepturile lui și uh, s-a întrebat. S-a folosit de cetățenia de roman. Exact. Apoi, în istoria creștinismului, începând din, primul veac și al doilea, dacă ne gândim la Iustin Martirul și la ceilalți apologeți care au scris tratate, prima apologie, a doua apologie, deci au explicat pe larg că nu ar trebui ca să fie persecutați creștinii, fiindcă ei nu sunt nici canibali, nu practică nici incestul și toate câte acuzațiile care erau. Deci au făcut tot ce au putut să scape de persecuție și nu este deloc un lucru rău. Deci, noi nu știm dacă Daniel a discutat cu împăratul, dacă n-a discutat cu împăratul. Ce vreau să spun este că nu trebuie să ne încredem în puterile noastre niciodată, dar și dacă noi încercăm să facem ceva și obținem un succes, îl obținem tot pentru că Dumnezeu lucrează. Adică, imaginează-ți că dacă cineva, nu știu, se află în situația martirajului și își explică gestul său și demnitarul zice, ok, nu te mai execut. Nu înseamnă că omul ar trebui să se încreadă în el, ci să înțeleagă că Dumnezeu a folosit chiar și aceste gesturi pe care noi le-am făcut. Tot Dumnezeu convinge și le folosește ca să ne dea eliberare, dacă este planul lui. În cele mai multe cazuri nu se întâmplă asta când se ajunge în faza cea ultimă, dar am vrut să subnez un pic nuanța asta, că unii au impresia că dacă vine un necaz peste ei, care este veritabil, adică un necaz al credinței, ar trebui să spună foarte bine, nu fac nimic să scap. Nu, dacă poți să, limiteze limitezi acea suferință, este în linia Evangheliei. Pentru că Evanghelia înseamnă limitarea suferinței și lumea nouă înseamnă stoparea eternă a suferinței. Dumnezeu vrea să scăpăm de suferință, este împotriva suferinței. Deci o îngăduie, o îngăduie temporar ca să scoată un bine din ea, dar ea nu este o virtute, suferința nu face parte din din esența Dumnezeirii, din caracterul lui Dumnezeu. Suferința este, este o abatere de la, de la, ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi. De asta spune în Geneza. A făcut bun, 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 pe toate le-a făcut bune. Când a apărut răul, vrea să-l scoată ca noua creație din nou toate să fie bune. Extraordinar, așa este. Uh... Ne apropiem de încheiere cu astfel și n-aș vrea să încheiem -mi misiunea aceasta fără să ne uităm puțin și la uh, perspectiva cristocentrică. Uh, Mi-am adus aminte, cineva odată mi-a atras atenția într-o predică, tot așa, predicând din Vechiul Testament. Uh, îmi place să predic din Vechiul Testament. Uh, zic eu că am predicat destul de bine, dar uh, n-am spus nimic de Domnul Hristos. Și cred că atunci când predicăm, indiferent de subiectul pe care îl abordăm din Sfânta Scriptură, la un moment dat trebuie să ajungem sau ar trebui să ajungem la Domnul Hristos. Așa că. Uh, ceea ce este foarte, foarte, frumos, extraordinar prezentat în cartea aceasta, este întotdeauna la fiecare capitol ai, la final, o perspectivă cristocentică. Îl pui pe Domnul Hristos într-un tablou, plecând de la capitolul, întâmplarea, știu eu, ceea ce tu ai tratat acolo. Haideți să vedem și aici unde ne asemănăm cu ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Păi vedem foarte clar că Mântuitorul însuși este, să spun, victima unor doar dintr-un punct de vedere, da. victima că e Planul lui Dumnezeu, unor calcule pe care le-au făcut liderii acelor vremuri, și ajunge să fie arestat, ajunge să fie persecutat, ajunge și el într-o groapă cu lei, până la urmă, în mijlocul tâlharilor, dacă stăm să ne gândim așa, aceștia, lei erau însă însele păcatele noastre pe care, pe care le-am făcut. Dar foarte interesant este că, la fel ca Daniel Mântuitorul, și-a făcut calculul foarte clar. Și la un moment dat, când era greu, acolo în grădina Ghețima, spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Ce spuneam mai devreme, calculul credinței. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Adică orice s-ar întâmpla, eu merg până la capăt cu misiunea mea. Și Mântuitorul a fost îngropat, a fost a murit, a fost îngropat, dar la fel cum Daniel a ieșit viu și nevătămat din acea groapă cu lei, când s-a dat piatra la o parte de pe groapa în care fusese aruncat Daniel, în a treia zi după Scripturi s-a dat la o parte și piatra de pe mormântul lui Hristos și Hristos a învins pe toți frăjmașii, pe cei mai mari lei pe care avem noi. am învins moartea, am învins iadul, am învins pe cel rău și a ieșit viu, triumfător din mormânt. De asta, în el, putem să avem toată speranța Că și noi, dacă urmăm exemplul lui și trecem prin gropile noastre cu lei, prin încercările noastre, la un moment dat se dă piatra la o parte și la, ne așteaptă învierea și viața veșnică pe toți. De aceea merită să-L urmăm pe Domnul, să fim credincioși, chiar dacă ne pierdem viața pe acest pământ, pentru că cine își pierde viața aceasta scurtă, va câștiga viața veșnică împreună cu Domnul. Slavă Domnului, trăim cu nădejdea aceasta a unui pământ nou și a unui cer nou, comisiune în care o avem din partea Domnului Hristos, așa cum de fapt să și termină această frumoasă, să spunem, poveste de viață pe care o avem împreună cu Dumnezeu, foarte frumos făcută și posibilă numai prin jertfa Domnului Hristos. Altfel, doar am discutat și lucrurile ar fi avut un final nefericit pentru ființa umană. Dacă am vedea doar așa o sclipire din ceea ce ne așteaptă toți, am spune chiar acum... Maranata, vino Doamne Iisuse. Uh, totuși vreau să închei și cu un îndemn, pentru că suntem oameni, Costel, uh, mulți dintre ai noștri aseamănă vremurile de acesta cu o încercare, cu o groapă de, de cu lei. poate pentru unii uh, și este într-adevăr o încercare a credinței, fie că e prin boală, fie că al, prin alte probleme, oamenii se simt încercați. Uh, unii își pierd nădejdea, unii își pierd credința, unii uh, Trec biruitori, își calculează toate, toate riscurile și merg în, și rămân aproape de Domnul. Unii oameni uh, șovăiesc, uh, unii chiar să spună uh, mai șchioapătă sau știu eu, se depărtează de Domnul în, în vremurile acestea. Fie că e bunăstare, dacă oriunde de vremuri de bunăstare, dar fie în special în vremuri de Vreau să încheiem cu un gând din partea ta, un verset, un, un, ceva care să uh, aducă o încurajare în vremurile acestea. Pentru că am vorbit de credinciosul, despre credința omului în, în groapa cu lei. Indiferent că e o vreme de bunăstare sau într-o vreme de, de necaz, uh, trebuie să ne uităm la ceea ce urmează să fie. Știi cum e? Când ne uităm la situația curentă, ne apucă jalea, ne apucă dezadeșnea suntem, să spunem așa, terminați, nu mai avem nicio scăpare. Așa este, sunt vremuri grele și îmi place că ai adus în discuție și acest aspect, nu doar al eroilor care rămân așa foarte statorni și ne care, la noi o să Da, suntem suntem oameni, suntem slabi de multe ori și de asta îmi place că avem în Biblie și alte exemple, inclusiv exemplul lui Petru, care atunci când el a trecut prin încercare, și era în curtea aceea, se încălzea la foc și erau lei în jurul lui care spuneau și tu ai fost cu Hristos și era frică să nu ia și el bătaie ca Hristos și să nu împărtășească soarta lui Hristos. A avut un moment, deși a fost un credincios adevărat Petru, dar a avut un moment de, de alunecare atunci, de, de uh, slăbirea credinței lui. Și ce mi place la el este că Mântuitorul s-a rugat pentru el să nu-i se piardă credința și apoi l-a reabilitat. A plâns și a mărturisit păcatul și s-a întors la Domnul și Dumnezeu l-a reabilitat. Și asta vreau să le spun celor care ne urmăresc. În aceste vremuri grele prin care trecem, poate că te-ai îndepărtat de Dumnezeu, poate a fost încercarea prea mare, poate ai spus vorbe nepotrivite, poate simți că Dumnezeu nu-i pasă de tine și într-o formă sau alta ai alunecat la fel ca Petru. Dar Dumnezeu spune câtă vreme trestea este frântă, norupe de tot și mucul care fumegă pe mucul care fumegă nu-l stinge. Deci, astăzi, dacă te întorci la Domnul cu pocăință, el este gata să te primească și să reabiliteze și să restaureze acea credință. Deci, încercările duc și la slăbirea credinței pe moment, dar cine se întoarce la Domnul cu pocăință devine mai puternic decât a fost înainte. Slavă Domnului! Chiar de obicei, o emisiune foarte frumoasă, cu o extraordinar. Vreau, stimați prieteni, să vă reamintesc că această carte extrem de bine făcută, utilă pe înțelesul nostru al tuturor. Deci nu este o carte pentru teologie, este o carte pentru publicul larg. O carte pe care o puteți găsi, dați un search pe Google, împreună cu invitatul nostru, cu Costel. O să mai discutăm din cartea aceasta și, bineînțeles, așa cum am spus-o și altă dată, cu drag așteptăm noua apariție. a, a doua. cartea Apocalipsa. Cartea a doua, comentariile biblice aplicative pe cartea Apocalipsa. O să fie interesantă cartea aceasta, vă spun eu. Și bineînțeles, alte lucrări minunate pe care Costel le face cu ajutorul Domnului, Amin. în dorința lui de a luji și să se, se pune la dispoziția lui Dumnezeu cu tot ce are și cu tot ce este. Îți mulțumesc Costel pentru prezența ta. Știu eu că nu e ușor să vii și să stai împreună cu noi. apreciem foarte mult. Îți mulțumim și Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc și eu tare mult. M-am bucurat să fiu aici. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ați fost cu noi, vă mulțumim că ne-ați ascultat și până data viitoare ne vă spunem la revedere!